Noul contract cadru de sănătate, aflat în perioada de dezbatere publică înainte de semnare, are o serie de prevederi care nemulțumesc furnizorii de servicii medicale din cauza lipsei unor prevederi unice la nivelul întregului sistem de sănătate. Printre cele mai mari insatisfacții ale medicilor se numără și prevederea care obligă spitalele să aibă și să respecte astfel de protocoale. Managerii de spitale se plâng de lipsa unui ghid național care să cuprindă protocoale specifice fiecărei discipline medicale. Sunt mulți care le explici și apoi pleacă în altă parte și spun: a, dar eu n-am știut că trebuia să mă operez, a, dar mie acolo nimeni nu mi-a spus nimic. Ei, dacă se ajunge mai departe, atunci semnătura pacientului pe foaie ne poate salva. Plus, deci totodată se clarifică obligația furnizorilor de respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare. Aceste protocoale terapeutice, la nivel național, ar trebui să existe un ghid național de protocoale pe toate specialitățile. Nu există acest ghid pe toate specialitățile. Sunt protocoale naționale doar pe ATI, sunt protocoale naționale pe chirurgie doar în două diagnostice, cancerul de colon, din câte am înțeles, și încă un diagnostic pentru noi pe ortopedie, ce mă frământă pe mine mai mult, nu avem niciun ghid național cu protocoale. Una din disciplinele medicale care are probleme în ceea ce privește protocoalele operatorii este și ortopedia. La nivelul acestei ramuri chirurgicale nu există un protocol național operatoriu, mai ales în ceea ce privește dispozitivele medicale folosite, care diferă de la un spital la altul sau de la o clinică universitară la alta. Apar și discuțiile. Vine la Roman, de ce mi-ai pus plăcuță din aia și de ce nu mi-ai pus plăcuță blocată? De ce mi-ai pus tijă simplă și nu mi-ai pus-o blocată? Cei de la nivel național nu și asumă această problemă, tocmai pentru că atunci când dai un ghid, un protocol național, ar trebui să asiguri la toate spitalele ceea ce scrie în protocol. Adică ai spus fractura de gambă, pui o tijă blocată, păi trebuie să asiguri spitalului și tuturor spitalelor, mai bine zis, tija blocată. Pe acest motiv, pentru că nu sunt bani să asigure materialele de osteosinteză, mai bine să nu dea acest protocol și fiecare să-și facă protocoale la nivel local. Și atunci aceste protocoale la fiecare spital diferă de la un spital la altul. În secțiile de ortopedie, de exemplu, în condițiile lipsei unor fonduri suficiente pentru procurarea dispozitivelor medicale, fiecare spital folosește acel tip de proteze care sunt furnizate, stârnind adesea nemulțumirea pacienților. Altă problemă ar fi că s-a discutat la un moment dat, ne-am întâlnit managerii de spital la Iași la o conferință Oameni și Companii și s-a pus în discuție aceste protocoale. S-a zis: domnule, ok, fiecare spital cu protocolul lui, dar totuși la nivel județean aceste protocoale nu trebuiesc contrasemnate, cum ar veni semnătura Colegiului Național, da, de pe județ. Nu și asumă nici cei de la Colegiul Național să semneze sau să spună: da, domnule, ăsta este protocolul pe județul Neamț, ați respectat protocolul. Managerii spitalelor de urgență susțin că se impune de urgență conceperea unor protocoale de îngrijire a pacienților specifice fiecarei discipline, dar unice la nivel de țară. Noul contract cadru prevede penalizări în cazul nerespectării unor astfel de protocoale care, în fapt, nu au fost concepute și nu sunt asumate nici de Ministerul Sănătății, nici de Casa Națională de Sănătate și nici de către Colegiul Medicilor.